Campania de vaccinare antirabică a început de la 1 octombrie. Acțiunile de administrare a vaccinului se vor derula în lunile octombrie și noiembrie și sunt gratuite. Animalele care vor beneficia de tratament vor fi câinii și pisicile din gospodăriile oamenilor și vulpile. Vaccinurile au scopul de a preveni apariția rabiei și sunt singurele mijloace prin care boala poate fi ținută la distanță de animale. Astfel, anul acesta, Direcția Sanitar-Veterinară are un stoc de peste 100.000 de doze. Vaccinarea antirabică, conform programului strategic, începe în perioada toamnă-iarnă și deci de la 1 octombrie vor fi vaccinați câinii și pisicile din gospodăriile populației. Câinii vor fi vaccinați gratuit cu bani suportați de la bugetul de stat, iar pisicile contra cost de către bani pe care îi va suporta proprietarul. Campania de vaccinare antirabică se execută anual, manopera este gratuită doar pentru câini în cazul pisicilor, proprietarii sunt nevoiți să achite o sumă stabilită de Colegiul Medicilor Veterinari. În ambele cazuri, vaccinurile sunt gratuite. În ceea ce privește vaccinarea vulpilor, imunizarea se va face atât manual cât și aerian. De asemenea, mai se face și vaccinarea la vulpi, dar aceasta se realizează în două moduri, aerian și manual. Aerian se va vaccina cu avionul prin distribuirea de momele vaccinale. Medicii veterinari, având decât obligația de a anunța populația locală prin postere, prin afișe de această acțiune, și se va face manual cu reprezentantul fondului de vânătoare plus obligatoriu medicul veterinar oficial prin plasarea de momele vaccinale la vizuin. Doctorii veterinari vor face cunoscută campania prin postarea de afișe în locurile aglomerate din comune. Medicii veterinari trag un semnal de alarmă și spun că vaccinarea cu ser antirabic reduce considerabil șansele de îmbolnăvire cu rabie.